La Europa FM! Bună ziua, copii! Bună ziua, părinți! Miră la Retegan! Sunteți la antrenorul părinților aici, la Europa FM. În fiecare duminică de la ora 11, vin în fața dumneavoastră cu invitați unul și unul. Astăzi este o zi importantă, pentru că suntem după o mare sărbătoare. Suntem în săptămâna Zilei Copilului, iar ieri, pe 5 iunie, absolut. Toți învățătorii din România au sărbătorit Ziua Învățătorului. Este ziua lui Gheorghe Lazar, părintele învățătorului modern românesc. Nu întâmplător, 5 iunie a fost aleasă ca ziua care să îi sărbătorească pe toți cei care au ales să facă din educația copiilor noștri o menire și o artă. Și dacă tot a fost ziua învățătorului și suntem în plină campanie de a alege învățătoarea anului, astăzi la Antrenorul Părinților vreau să vă prezint un învățător, din ce în ce mai rari învățătorii din România și o să vorbim cu Lucian Ianuș astăzi, de ce, în general, această meserie este aleasă de Doamne și noi asociem uh, Doamna Învățătoare cu prima perioadă din viața noastră. Lucian. Bună dimineața, bine ai venit la antrenorul părinților! Bună, bună, bine v-am găsit! O să le spunem prietenilor care ne ascultă că tu ești în acest moment la Timișoara da. și vorbim prin, prin Zoom, o platformă cu care cred că te-ai obișnuit foarte bine în ultimele 15 luni. Da, nu vrei, te obișnuiești. Care-i viața ta în acest moment? Care să fie? Plină, plină. Uh, sunt și eu, uh, fac teme. Așa? Observare la o altă clasă, Învăț cum să fiu uh, un profesor, fiind în observare o săptămână la Timișoara, la o altă clasă, la un alt profesor. Cam asta fac eu acum. Iar în rest, mă așteaptă copiii săptămâna viitoare să vină înapoi să. La școală, ce clasă ai? Eu am copii de la 0, de la 6 la 12 ani. E un învățământ alternativ și mai exact am deocamdată 6-9 ani. Ok. Spune-ne mai multe despre acest învățământ alternativ. E vorba de o clasă Montessori și pentru a deveni învățător Montessori fac în momentul de față un curs la Praga, care la început a fost fizic și după două module de o lună, o lună și jumate am transformat în online. Și una dintre teme este observarea, adică merg la un alt profesor acreditat a mie din Montesor internațional, și stau acolo și mă uit și uh, observ anumite lucruri. Din felul și... în care profesorul acela predă? Da, da, în felul în care predă și anumite lucruri... Uh, care sunt pe, grup, pe, anumite grupe de vârstă. Adică cum se raportează copilul, ce nevoie are copilul de o anumită vârstă, pentru că nu observi așa cum, ce face, cum arată, ce anumite lucruri, planuri de dezvoltare, tendințe umane, Trebuie să le spun ascultătorilor noștri că eu și Lucian Ianu am lucrat la un moment dat împreună. Lucian a fost uh, angajat la Zurli acum foarte mulți ani, uh, a jucat în spectacolele trupei Zurli, a jucat chiar în gașca Zurli, a fost la un moment dat cel care i-a dat viața lui Clopoțel și a fost... Uh, din punctul meu de vedere, cel mai bun animator pentru copii pe care eu l-am cunoscut în uh, toată uh, colaborarea mea cu oameni care fac animație pentru copii. Care a fost parcursul tău, Lucian? Animație, teatru, uh, entertainment și, uh, pe urmă, cum ai ajuns să devii învățător și acum să uh, te specializezi în învățător Montessori? Mai întâi, mulțumesc mă pentru cuvintele frumoase, pentru că au fost cam 10 ani în care eu asta am lucrat, m-am jucat cu copii. Care a fost parcursul meu? Aș putea zice că a început din momentul în care aveam șapte ani în care am fost la cercetași, pentru că acolo au fost sâmburile. Și la Cercetaș am fost apoi vreo 20 de ani. După care, facultatea de actorie în București, și acolo le-am îmbinat pe toate. Teatru, teatru pentru copii și petreceri pentru copii. Și în 10 ani de zile am tot făcut petreceri, m-am tot jucat cu copii pe toate planurile. Dar spunem și mie, de unde ți-a venit ție dorința asta de a face spectacole pentru copii și entertainment? Și, în general, cerceta tot ce faci tu este pentru copii. Ce să zic, eu când eram mic mi-am dorit un lucru. Aș vrea că atunci când o să fiu mare să existe un job în care eu să mă joc cu copii și să fiu și plătit pentru asta. Tatăl și tău timp, nu, chiar tatăl tău nu ți-a zis că visesc ca ivers pe pereți, cum mi-a zis mie tata? A, ce să zic, era doar în capul meu pe atunci. A, chiar și când am dat la actorie înainte de a da, M am zis, mă, eu ce fac? Dau bacul și ce fac după? Habar n-avea și după mi-am -am, adus aminte că eu luasem ceva primii pe la București cu, teatru și am zis, ok, aș putea să fac asta și am mers mai departe. A fost, a fost doar în capul meu la început. Și ai descoperit timp de 10 ani un job în care te-ai jucat cu copii și cineva te-a și plătit pentru asta, fiind actor mm. și animator în spectacole și evenimente pentru copii. Exact, exact. Și la un moment dat aveai împlinirea asta, pentru că atunci când faci un lucru cum trebuie sau îl faci foarte bine, automat vine și mulțumirea din partea celorlalți. Dar la un moment dat, odată cu vârsta, <laughs> la un moment dat am zis, parcă ar trebui să las ceva în urmă, parcă vreau mai mult, simțeam că nu am impact. Asta era ideea. Nu... Simțeai că vrei să folosești într-un alt fel tot ceea ce cunoșteai deja? Cam așa, cam așa. Într-adevăr, tot ce e legat de copii am ajuns să cunosc fizic, jucându-mă cu ei. Și cum ai făcut mutarea? Cum, cum ai ajuns învățător? Unde te-ai dus? La ce ușă ai bătut? la o ușă numită Teach for Romania, unde acolo pregătesc, iau oameni pregătiți în alte domenii și îi pregătesc pentru a fi învățători. Și acolo o vară întreagă... Adică la... ca, să, ca, să, ca să dăm și niște informații celor care visează să facă asta și nu știu de unde să o apuce. Nu trebuie să termine apărat liceul pedagogic sau o facultate de uh, pedagogie în România, ca să ajungi să fii învățător într-o școală sau la o clasă, poți să te duci la Teach for Romania. Da, dar nu aș zice chiar așa, pentru că acolo, da, te-a pregătit o vară pentru a fi învățător și oricât te-ai pregătit, parcă nu e destul. Iar după ce am intrat în Teach for Romania, adică doi ani de zile am predat la o școală cu greutăți, să zic așa, dar între timp... Ce înseamnă asta, o școală cu greutăți? Cu mai multe provocări. Eu am fost la marginea Bucureștiului. Deci, Tiși for iau ia oameni, îi pregătește și merge în medii defavorizate. Ok, erau copii din familii cu o stare socială precară sau cu probleme în familie, nu? Cam, cam asta e targetul Teach for Romania. Cât și... copii aveai acolo într-o clasă? Uh, am avut 28 și... parcă, 28 parcă am avut. Și cum erau acești copii, Lucian? Din punctul meu era foarte ok, vorba aia, copiii sunt ok, părinții strică. <laughs> De ce erau în aceste clase? Doar, doar pentru că s-au născut în niște familii care nu aveau alte posibilități? Da, deci erau clase normale, doar că se aflau la marginea, la marginea orașului. Da, 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 da. Sunt și lucruri uh, pro și contra, în sensul că acești copii uh, pot să-i modelezi mai ușor. Din de ce? Pentru că au, uh, au nevoie de energie, au nevoie de. îți sug energia și tot, tot ce le dai vin spre tine, tot ce le dai ei vin și iau. Și cumva nu te încurcă părinții prea tare? Hmm. Că nu prea se implică. Hmm. N-aș zice-o zice chiar așa. Aș -a rămâne, rămâne la copii. Copiii au a, mare nevoie de atenția ta și tu ai multe de oferit și atunci se creează o chimie. Ok. Și ai stat acolo doi ani, după care în aceștia doi ani am făcut, apropo de ce ai zis tu, am făcut la Universitatea București, am făcut cursul de conversie, astfel încât să fiu un învățător calificat. Deci știi, for ia oameni calificați din alte domenii și predau ca și învățători, ca și profesori necalificați, deci iau un salariu de necalificat și după acești doi ani își iau mâna cumva de tu trebuie să mergi mai departe să continui studiile ca să fii recunoscut în școala românească. Da, da. Și asta am făcut și am făcut și apoi m-am mutat la Brașov. Cum ai, știut, cum ai știut în cei doi ani pe care ai făcut la Teach for Romania că asta vrei să faci? Ce te-a făcut să înțelegi că vrei să rămâi învățător? Au fost multe suișuri și coborâșuri, sunt multe provocări și nu știu dacă am zis gata, asta e ce vreau să fac, e drumul meu, e... nu știu dacă a fost chiar așa. În schimb, am simțit că am impact. Copii, zic eu că m-au plăcut și, și înainte și acum, poate fi doar impresia mea, dar după feedback-ul unei zile, iau feedback și pare să că e de bine, că e de bine. Lucian Ianu și este invitatul meu de astăzi, este învățător, a lucrat la un moment dat la Zurli, am stat umăr la umăr și am făcut împreună evenimente și am construit spectacole pentru copii și a jucat împreună cu noi în Gașca Zurli, iar la un moment dat, când a simțit că vrea să facă mai mult de atât, s -a orientat spre partea de uh, învățământ. El este extrem de modest, așa că o să spun eu în locul lui anumite lucruri. Este un om extrem de empatic și de atent. Și de ferm în același timp. Eu cred că ei găsesc, copiii găsesc în tine, Lucian, acea combinație fantastică pe care uh, visează să o găsească și acasă, în părinții lor, adultul care se joacă, dar care știe să pună limite, care știe să folosească vocea 14 când uh, ceva nu se mai negociază și. Copiii au nevoie de așa ceva. În ce măsură te-a ajutat pe tine în relația cu copiii tot ceea ce ai învățat pe scenă și în evenimentele pentru copii? M-am învățat foarte mult, foarte mult și aducând vorba de empatie. Am lucrat și la Clinic Clowns, care mai apoi a devenit Clowny Med. Adică eram clown din spitale. O asociație și în care niște oameni, tu și cu uh, alți colegi de-ai tăi, mergeați în spitale și înveseleați copiii. Exact, exact, dar într-un mod profesionist, pentru că nu poți să intri într-un spital cu niște copii cu dizabilități, cu branule, pentru că am lucrat și cu cei cu autism, cu sindromul Down. Și totul au avut o grijă specială pentru a face chestia asta. Nu oricine poate să facă asta. Trebuie să ai un pic de... Nu știu cum să zic... o suflet tare. Pentru că vezi multe lucruri pe care ar putea să te facă să nu zâmbești. Dar tu acolo ca să-i faci pe copii să zâmbească. Și uneori e greu. Uneori a fost greu. Dar a fost și frumos. Ai scos din mână că jocuri pe care le știai din animație atunci când erau gălăgioși și nu mai știai cum să-i controlezi? Folosești joaca pe care tu o practicai în animația pentru copii în clasă? O, da. O, da. Cum să nu? Le scoate exact cum ai studiu. ca din pălărie. Uh, săptămâna trecută, de exemplu, uh, copiii de la uh, grădiniță din școala mea au fost surprins de ploaie, o grind din afară și am dus cu, după ei să-i aduc înăuntru. Și na, erau, erau speriați. Ei, în momentul acela a ieșit uh, animatorul din mine și toți copiii nu, nu mai știau de, de, frică, de ce, ai făcut? ce Le -ai Ce le zis? De, exact ce făceam la zâle. Și toate lumea sus. Hai, în față. Și nu, și nu știau ce a lovit. Și după aceea am început să ne jucăm dintr-una între alta Da, lucrurile astea am început să le am acolo undeva și le scot atunci când e nevoie și le, le îmbin cu ceva care ei pot învăța. Îți mărturisesc că eu visez la o școală românească în care toți învățătorii să-și înceapă ora cu un joc și aș fi dispusă da. să-i învăț eu jocurile acestea dacă au nevoie. Pentru că da. am sentimentul că au nevoie mare de tot copiii, să ne relaxăm în fața lor și să îi ajutăm să se simtă în confort în sala de clasă. Exact. Asta, asta și fac, pentru că atunci când ei au joacă sau percep învățământul, învățarea ca pe o joacă, atunci sunt deschiși. Și asta e tot. Mă pasionează și ideea asta de neuroștiință. Și nu poate, un copil nu poate, o fac legături cu ceea ce am trăit, -o. Un om matur care țipă la un copil, acel copil nu mai poate să, să, să se deschidă, să învețe. Pur și simplu nu poate. Sau sunt multe cazuri care le-am trăit și de aceea fac, fac multe jocuri. Și în momentul în care am făcut un joc, ei sunt pozitivi, sunt deschiși și merg spre învățare singuri. Este uh, important să fii un învățător bun. Și iubitor? Tot e relativ asta cu bun. Ce e bun, ce e iubitor. Da, pentru că dacă nu-ți plac copiii, dacă nu-iubești, ceva, ceva nu e bine acolo. N-ai cum, din punctul meu de vedere, n-ai cum să faci asta dacă nu iubești copiii. Mi-e foarte, foarte... greu să-mi te imaginezi în sala de clasă și uh, predând unor copilași foarte mici, uh, dar. Vine să te, să te întreb dacă te apleci vreodată la nivelul lor, dacă te așezi în genunchi lângă banca unui copil, dacă ei îmbrață un copil speriat sau îngrozit sau trist în momentele dificile. Întrebarea ar trebui să fie pusă invers, dacă faci vreodată invers, adică întotdeauna te apleci la nivelul lui, întotdeauna vorbești cu el de la nivelul lui. Adică asta o fac instinctiv, intuitiv, ca el să aibă confort și să se deschidă, să poată discuta cu tine liber, să simtă că e ascultat. Da, da, fac asta, iar apropo de cum sunt la clasă, exact cum ai zis, fermitate cu blândețe, mi-a plăcut mie ideea asta și la fel mai zice Maria Montesori, libertate între limite. Cu limite, sigur. Că tu setezi limitele și copilul știe dinainte, până la asta sunt limitele, după aceea e mult mai ușor. Cred că eu făceam echipă bună cu doamna asta, Maria. Dacă <laughs> ne cunoșteam în aceeași perioadă a vieții noastre. E primul doctor femeie din lume. Îmi plac foarte tare ideile ei și mă bucur foarte mult când descoper oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, care își deschid așa urechile și mintea și ascultă și iau de acolo tot ceea ce trebuie. Abia aștept să-mi spui ce faci atunci când te enervezi, să-mi povestești cum sunt copiii din clasa ta în acest moment, cum a fost anul ăsta de pandemie și cum te-ai descurcat cu toate schimbările de pe parcursul, din parcursul anului școlar, dar înainte de toate întrebările astea aș vrea să facem o scurtă pauză și să ne ducem puțin la doctorul Gașpar este psihologul emisiunii noastre pentru că eu mi-am făcut uh, un obicei de a duce în fiecare duminică părinții la psiholog mergem cu câte o întrebare la specialistul emisiunii și încercăm să aflăm răspunsuri la toate lucrurile care ne preocupă. Ne întoarcem cu Lucian și este ziua învățătorului, o sărbătorim astăzi a fost ieri, Lucian este fostul meu coleg de la Gașca Zurli, care de câțiva ani bun este învățător și mă bucur foarte tare să vi-l prezint și vouă pentru că este un om minunat care a avut curajul să-și urmeze pasiunea și să creadă că dragostea lui pentru copii o să îi dea combustibilul de care are nevoie ca să fie un om fericit. Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața, Mirela! Mă bucur foarte tare să ne revedem. E o mare și... plăcere și pentru mine. Și să știi că ai fost un sprijin real pentru mine în acest an, așa cum probabil foarte mulți adulți s-au conectat cu tine și cu capacitatea ta de a ajuta oameni aflați în situații speciale. Aș vrea să răspundem la o întrebare care vine din partea unei mămici aflată într-o situație diferită de cea normală de zi cu zi, cum reacționăm atunci când există un copil bolnav în familie? Când în uh, proximitatea noastră, între cei dragi nouă, apare un caz de boală gravă și noi trebuie să ne comportăm în vreun fel, din punct de vedere al psihologului, cum ar trebui să se poarte? cei din familie, cei din uh, preajma copilului bolnav, cu el și cu familia lui. Vorbim de un copilaj, probabil, care are o boală cronică sau o dizabilitate, nu neapărat o răceală sau o boală exact. specifică copilăriei, care știm că trece. În astfel de situații, ce am observat eu e că majoritatea adulților au tendința de a deveni hiperprotectori cu copilul și de a, de a încuraja sau de a-l determina Mirela să se identifice cu rolul de bolnav. ceea ce cred că e foarte, foarte periculos din punct de vedere psihologic și emoțional, pentru că s-ar putea ca, într-adevăr, acest copilaj să aibă o anumită particularitate pe tot ceea ce înseamnă sănătate fizică sau sănătate biologică. Însă asta nu înseamnă că celelalte aptitudini ale lui nu sunt suficient de bune și nu le poate folosi. S-ar putea să vorbim de un copilaș în scaun cu rotile care să aibă o minte absolut excepțională. Știm că sunt fizicieni care au revoluționat această știință și care din punct de vedere fizic, din punct de vedere biologic, nu funcționau ca ceilalți oameni. Așa că eu cred că e important să adaptăm mediul în așa fel încât dificultatea copilului să fie cumva protejată, însă de asemenea să nu îl ținem la distanță de acele calități ale lui, de acele competențe ale lui pe care și le poate dezvolta prin celelalte capacități pe care le are. S-ar putea să fie foarte dibace din punct de vedere manual, s-ar putea să fie extrem de abil în a face o serie de lucruri cu mânuțele, în a citi foarte mult. Adică cred că fiecare dintre noi avem și puncte slabe și puncte tari. În momentul în care, într-adevăr, vine vorba de un copilaș, dacă mediul devine hiperprotector, nu cred că ajută nici copilul și nici familia. Pentru că dacă cea mai mare dificultate, de exemplu, pentru părinții care au astfel de copii și o dificultate pe care o verbalizează în cabinet e Gașpar, mi-e teamă după ce nu voi mai fi eu cine va avea grijă de acest copil. Pentru că dacă vorbim de o dizabilitate serioasă sau de o boală cronică, probabil că o va avea și la vârsta adultă. Așa că e important ca părinții din timp să se gândească la faptul că un copil ar trebui să poată în adolescență, la vârsta adultă, să supraviețuiască și fără părinte. Deci cumva să-l ajutăm să se autonomizeze în așa fel încât viața lui să continue și atunci când părintele din vari motive nu va putea să fie alături de el. Dacă îl hiper protejăm, dacă ținem la distanță de orice pericole, nu îl ajutăm. Mulțumesc mult, Gașpar! Mulțumesc și eu! Ne-am întors la antrenorul părinților. Ieri l-am sărbătorit pe Gheorghe Lazar, întemeietorul învățământului modern românesc. Am sărbătorit toți învățătorii din România. Suntem în plină campanie, căutăm Învățătoarea Anului. Mai avem puțin timp în care voi puteți să propuneți o Învățătoare a Anului pe platforma www.învățătoareanului.ro și profit de acest context ca să vorbesc astăzi cu un învățător. Do zic domnul învățător copii cum îți spun, Lucian? Lucian, yeah, exact asta Lucian. Lucian? Nu, 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 mai, nu, nu, vă mai spun copii, domnul, doamna învățătoare. Da. Învățământul de stat se spune doamna învățătoare, domnul învățător. Aici e un pic mai deschis. Lucian este învățător. Hai să le spui tu ascultătorilor noștri exact unde ești, la ce școală predai, ce faci acolo. Eu sunt acum învățător la școala Montessori Brașov. Am copii de la 6 de la 12 ani și predau un în învățământul Montessori. Eu l-am ales pe Lucian să vi-l prezint astăzi pentru că este un este singurul învățător pe care îl cunosc personal. <laughs> a fost coleg cu mine, el a lucrat o vreme la Zurli, în teatru, în entertainment, în spectacolele găștii Zurli și știu exact cu cine vorbim astăzi. Un om extrem de dedicat și de atent cu nevoile și cu metodele prin care un adult se poate face înțeles de cei mici. Ce faci la clasă când te enervezi, Lucian? Respir. Așa. Respir. Și mă duc să mă calmez. Unde te duci? Lași copiii? Singuri? A, eu am un asistent la clasă, și chiar dacă nu aș avea, sau poate că nu e prezent, le, le spun le spun ce simt. Asta este. Curge, e, dar zic zi cu vorbe, că nu înțeleg. Cum adică le spui ce simți? Acum sunt foarte nervos. O să mă duc să. Le spui copiilor, acum sunt foarte nervos, mă duc să mă calmez. Da? Mi se da. pare foarte tare. Și ei când sunt foarte nervoși, ce-ți spun ție? Uh, o... Ajung să-mi să zică și ei același lucru, nu-și dau seama și vin eu uneori să le zic. Uite, cred că ești nervos, hai să discutăm după. Ce putem face pentru a te calma ca după aceea să discutăm? Pentru că acum nu putem discuta, tu ești nervos și uh, partea aia din creier care se ocupă cu gândirea e un pic uh, blocată. Cum facem să... Să ne calmăm ca după aceea să putem discuta. Și avem niște materiale în clasă pe care le, le putem practica. dar Z Zine și noi, că asta oh. putem face și noi acasă, părinții. Să respirăm, de, să miroși o floare, să asculti o muzică uh, care ți-e îți place. Măi, Lucian, așa... adică eu când, de, când îl văd că e super nervos și trântește lucrurile pe jos și țipă, eu îl trimis să miroase o floare? poate părea ciudat. Da! Doar... <laughs> adică în loc de jap, jap, îi dau o floare să miroase și îl pun să se uite la o frunză? Cum îți ziceau ai tăi când te enervai când erai mic? Hmm? Mai ții minte? Eu țin minte cum ziceau ai mei când era mică. Mama avea o expresie foarte simplă și foarte clară, îmi arăta mâna și mă întreba, o vezi? Și în secunda a doi nu mă mai apucam să o văd, pentru că o simțeam. O să-i spun mamei că astăzi eu trebuie să vorbesc mai mult cu doctorul Gașpar, pentru că mama nu m-a trimis să miros o floare atunci când mă enervam sau să privesc o frunză suficient de mult cât să mă calmez. Sunt foarte curioasă ce face Lucian atunci când copiii îi pun întrebări la care nu are răspuns? E oh, foarte simplu, atunci când cel mai bine e să spui, să fii sincer, acum nu știu, o să mă interesez și revenim. Aș putea crede că, sau cred că, nu știu sigur, mă interesez și zic sigur. Și ei se mulțumesc cu asta și așteaptă ca tu să te interesezi și să revii cu un răspuns sau poate uită. Da, eu zic că e foarte important să să le arăți că și tu ești om, că ești vulnerabil, ca și ei, atunci când nu știu ceva, să fie deschis, să facă asta, să zică, acum e ok, nu știu asta. Pentru că în copilăria mea am trăit momente în care mi-era frică să zic că nu știu. Eu nu ziceam niciodată că nu știu. Mama zicea, zi ceva, zică dacă nu te fac eu să zici da, e o, e o idee foarte bună de a ajuta pe copii să se deblocheze în astfel de situații. Cum reacționează oamenii când le spui că ești învățător? Mm, eu nu văd nimic uh, wow, nimic diferit. Ce să zic? Nu știu cum reacționează. Eu mă, mă bucur de ce am. Dar ei zic a, bravo, drăguț sau învățător? Mm, Uite, aș putea zice, cum a zis profesoara la care sunt acum în observare, uite, copiii au mare nevoie de o persoană, de o, 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 o imagine masculină. Copiii nu ascultau de profesorul de sport. Dar uite, astăzi cu tine s-au jucat. Azi m-am jucat cu copiii, dar eu n-am făcut nimic cu wow. Doar că am știut, i-am simțit ce, ce trebuie să fac astfel încât să se închege relația să încât să iasă un joc fain. Tu ai doi copii? Da. O fetiță și un băiat? Daniel de trei ani și Diana de șapte ani. În ce măsură experiența de tată te ajută în sala de clasă? O, da, foarte mult, foarte mult. E ceva, e pur și simplu, vezi dintr-un unghi diferit, cu totul diferit. Atunci când ai copii, atunci când ai un copil, atunci când ai doi, aș putea zice că la fel vezi diferit. E, mă ajută foarte mult. Spunem ceva drăguț și bun despre fiecare copil din clasa ta. Wow. Ceva, ceva bun. Hai să-i luăm pe rând. Câți copii ai în total? 23. 23. Bun. Măcar o parte din ei. Încerc să-ți amintești și să-mi spui ceva bun despre fiecare dintre ei. Adică, vrei să mă pui să scriu acea scrisoare de care ziceai tu pentru fiecare dintre ei? Aș vrea să auzim cum poate un învățător să descopere o calitate pentru fiecare copil din clasa lui. În general, mergem pe chestiile pozitive, astfel încât dacă te uiți la lucrurile pozitive, atunci ă, asta este în față. Dacă le tezi pe cele negative, asta o să în față. Hai să-l luăm pe cel mai neastâmpărat copil. Ce i -ai spune? Uh, la fel, tot calități. pentru că cel mai ne... într-o scrisoare de apreciere, ce i -ai spune celui mai neastâmpărat împărat copil de la tine din clasă? Fără să spun nume. Că, pentru că, fiecare copil are calități, iar el este neastâmpărat pentru că are o nevoie, nevoia de a mișca, nevoia da, lui de a mișca. Da, dar copilul nu poate să-i scrie asta. Dragă copilă, tu ești împărat pentru că ai o nevoie. Copilului trebuie să-i scrii ceva cu care el să rezoneze. La jocul acela. Felicitări ești mi-a plăcut foarte mult la tine atunci când uh, ai alergat, ai dat gol, l-ai -ai ajutat pe ceilalți, ai pus paste. Toate lucrurile care țin de mișcare, pentru că în general, cam așa se întâmplă. Copiii asmă, sunt foarte buni la mișcare. Da. Ce da. E? Ce i -ai spune celei mai timide fetițe din clasa ta? Îmi place foarte mult cum desenezi. Uite, alaltă ieri când desenai acea, acea felicitare, am rămas uimit de cum ai reușit tu să-ți aștepti sentimentele într-un desen. E ceva wow, mi-a Ce ei spune copilului care nu vrea niciodată să împartă ceva cu ceilalți? mai întâi i-aș oferi un exemplu. Adică, în primul rând, m-aș duce către el să împart. Într-o scrisoare. Ce ai scrie într-o scrisoare? Nu știu, la asta trebuie să mă gândesc. Ok, Pentru te lăsăm că mai ai timp. Dar ce ai scrie copilului care este veșnic primul în toate clasele? Există ăla, primul, tovarășa, tovarășa, eu știu, eu știu. În general, la noi, în soare, nu se merge pe competiție, încurajăm nu rezultatul, ci munca. Da, a, și ce a... ai scrie acelui copil? Mi-a plăcut foarte mult atunci când te-ai jucat, când ne-am jucat împreună. Mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit bine, am simțit că amândoi am făcut o echipă și mi-a plăcut foarte mult că am putut să ne jucăm împreună, că ai reușit cu ceilalți. Bravo, Lucian! Deci găsim ceva bun pentru fiecare copil din fața noastră. Cu siguranță, cu siguranță, întotdeauna. Ai scris vreodată o scrisoare de apreciere copiilor tăi de la clasă? Sigur, am scris la sfârșitul semestrului. Așa, ai scris, dragă, uite, imaginează că eu sunt copilul de la tine din clasă, da? Și acum se termină anul școlar. Și tu trebuie să-mi scrii eu o scrisoare. Și încep, dragă Mirela! Dragă Mirela, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai făcut. Pentru copii, pentru că atunci când eram în București, uh, sala palatului a fost pe jumătate plină cu copii uh, din medii defavorizate și pentru chestia asta îți mulțumesc foarte mult. Pentru tot ce am învățat și eu aplic în momentul de față uh, cu copiii, pentru toate momentele mele de învățare, pentru toate momentele de gașcă, uh, pentru tot ce am învățat, îți sunt recunoscător și îți mulțumesc și îți doresc să-ți dea, Doamne, Doamne, mult, mult, mult noroc, sănătate și tot ce-ți dorești. Deci, Lucian, eu iau vorbele astea, ți le trimit să mi le scrii de mână și le pun în tablou. Pentru că, că eu n-am avut o scrisoare de la învățătoarea mea. Am făcut acest exercițiu cu tine pentru că noi, noi ne-am jucat de multe ori pe scenă împreună și uite că am avut ocazia să ne jucăm și la microfon, tocmai pentru că aș vrea ca toți învățătorii din România, indiferent că sunt din sistemul uh, național sau cel alternativ, la acest sfârșit de an să scrie o scrisoare de apreciere pentru fiecare copil din clasa lui. Să găsească ceva bun și pentru cel mai născămpărat și pentru cea mai timidă și pentru ultimul la reacții și pentru primul la răspunsuri, pentru că s-ar putea acel ceva din scrisarea respectivă să fie cârligul de care să se agațe copilul și cine știe unde să ne întâlnim cu el peste 20 de ani într-un mare sportiv sau într-un uh, om care a reușit să facă ceva important în viață. Îți mulțumesc foarte mult, Lucian! am sărbătorit cu tine toți învățătorii din România. Mulțumesc și eu și apropo de ce ai zis, cred că o apreciere a făcut să ajung unde am ajuns și anume la un moment dat învățătorul meu a zis că îi place cum citesc și de acolo cred că am dus spre actorii și toate celălalt. Ai ținut minte asta, măi, eu sunt bun la ceva. Da. Mi-a zis mie, învățătorul meu, că eu sunt bun de la ceva. Mm -hmm. Cam așa e. Mulțumesc frumos! Te îmbrățișez cu drag! Să ai o vacanță minunată mm -hmm. și să ne revedem sănătoși la toamnă și să duci în continuare bucuria jocului în interacțiunea cu toți copiii pe care tu o să-i întâlnești. Mulțumesc frumos pentru toate gândurile frumoase și pentru oportunitatea asta. Lucian Ianuș a fost astăzi invitatul meu. Lucian este învățător și pentru că ieri am sărbătorit toți învățătorii din România, mi-am dorit foarte tare ca el să fie astăzi. În penultima ediție de antrenorul părinților din acest sezon. Ne apropiem de vacanță și nu ne apropiem oricum. Suntem în mijlocul unei campanii care se numește Învățătoarea Anului, o campanie pe care eu organizez al cincelea an și unde Europa FM este un partener important. Vă rog, dacă aveți o învățătoare pe care o apreciați și despre care voi credeți că merită să fie cunoscută de toată lumea, intrați pe platforma www.învățătoareaanului.ro și propuneți-o. Noi vom alege o învățătoare la care vom ajunge până la sfârșitul anului școlar, cu toată gașcazurlii. Nu există o bucurie mai mare pentru copiii unei clase să se trezească cu gașcazurlii în clasa lor. O merge cu cadouri foarte multe, pentru învățătoare, pentru copii. Chiar dacă această învățătoare predă la o școală din Moldova, din Transilvania, din Oltenia, din Dobrogea, din centrul țării, noi ne vom duce acolo unde uh, se află câștigătoarea din 2021. Mai aveți doar o săptămână la dispoziție, pentru că pe 15 se termină campania. Așa că, dacă știți o învățătoare care s-a dat peste cap în acest an să ușureze viața copiilor în cel mai greu an, din punctul meu de vedere, pentru toate cadrele didactice din România, propuneți-o acolo și noi vom face în așa fel încât toată lumea să audă de învățătoarea voastră. Eu sunt Mirela Retegan și vă invit ca în luna iunie să nu uitați că sunteți copii, să vă bucurați de tot ceea ce are nevoie copilul din voi și să faceți fericiți toți copiii cu care voi vă întâlniți. Până săptămâna viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți și să țineți minte că în spatele unui copil lumină e întotdeauna un părinte soare. Antrenorul părinților la Europa FM.